Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, suntem aici la spital cu Miha pe spate. Bună. O, Miha, bună. O, bună. Bună, mă, Miha, ce mai faci, măi? Ce să fac? Am venit în vizită la Leo. Când Doamne, mă bucur că te văd, Miha. Măi, prieteni, nici nu zici că suntem în octombrie, pe bune, e cald afară, da, zici că suntem în noiembrie. Da. E foarte frumos. Ar fi bine să fie așa, până în noiembrie. N-ar fi rău deloc. Da. Chiar este prieten, vreau să vă arăt și pe, da, mai este și Davidescu cu noi. Uitați-l. Și uitați cine mai e. Sunt la Miami, că e cald acum. Dragi prieteni, dacă mai stau o săptămână, cred că fac infart. Da, prea, mă duc eu, stai așa, lasă-mă. Și mata, de ce nu l-ai luat? Ce ai făcut, Cristi? Uite, Ioane, a venit această patronă. Dă-mi, gata, prei. Vezi? Contract, vai. N-avem contract. Nu vom face contract. Nici noi n-avem contract. Du-te tu, Cristi. Ioane, vino cu acetul. Dragi prieteni. Uite aici telefonul tău, uite-l. Mă spun la dimineață, zici că suntem în penitenciară, la ora 7. Îți dă apelul? Da, zici că e la apel. E comandantul de secție. Ce spune? Da, eu o să-i explic de acum acolo, mâine când se libera. Când au plecat două de aici, așa... Strigă dimineața așa și spune apelul. Mă zăpăcește, nu, mă zăpăcește, mă turmentează. Având în vedere că eu stau și mai târziu ca fiecare om. Suntem tineri, suntem tineri, nu suntem, mai tare. Nu suntem pensionari, nu suntem... Mai tare! Suntem tineri, nu suntem pensionari, nu... Nu mă încet vorbești. Mă duc în Miami. Cine nebunește? Auzi că le nebunești. Mai nebunește. Bă, spital. La cunie drept, era beutura pitulată de Olga. Ai găsit-o? Să vezi ce te face aia, te sparge cu topor. Olga... Sticlele alea cu whisky, da. De la Radu. A căzut pe sticlele. Două sticle. Și a golit-o jumătate. Îți mulțumesc, Olga, că mi-ai adus o palincă. Auzești, când doamne de aia, să acolo vezi. Sunt bătaion. Să vezi de unde bea și vorba mă văzui acolo. Îți mulțumesc, Olga, că mi-ai dăruit. Mi-a dăruit un dulap pe puriș. Mi-ai dăruit un... O premă foarte bună. Nu e tare să filmească și ele. Să filmească, nu știu ce Leo, filmească. Nu, filmez, nu reprezintă, cuvântul filmească nu reprezintă. Măi, de ce în nu filmești? În domeniul meu de profesionist. Ai YouTube și nu filmezi? Păi n-am cu cine. Cum n-ai cu cine? Cu cine? N-am cu cine. Pe cu patroana să filmezi toată ziua. Nu timp la Strehaia. Mâine când ne plecam, timp la Strehaia. Filmezi tu la Bora. Da, auzi, bă, dai seama. Visează că le ia mașul, nașul Marian, auzi. A pierdut cazarea la bucătarul. Nu cred. A bucătarul... Care muncește de la păgărași. A zis că nu mai e nici duba. Asta. Duba nu mai e disponibil, auzi. Lasă-mă că nu să mă duc. Păi unde te duci? A, nu mă duc. Care e? Lasă, că le prinde pe acasă. Lasă. Dar nici eu la tine în curte nu calcul. Lasă. Am două luni de când nu mai sunt cu tine. Nu-l supăra pe Ion că n-are cine să taie porcii de Crăciun. Mai tai porcii, Ione, tu? Am eu unde. Păi zi. Nu mă vait, am eu unde. Dacă mai stau o săptămână, mă scurg. Păi mai stau o săptămână. No, nu, stau nici dat. Auzi, el nu mai stă cu tine aici. Foc, mă enervează. Cine mă ține pe ăsta cu pacul? A căutat pe ucura, găsit-o pe ucura și a găsit-o. Și dacă... Ce a fost a ta? Cu salvieta. Așa să scrie acasă. Păi chiar acasă. Dacă dau cu ea, dacă nu, la revedere, rămâne nevăzut. Deci o să eviți să nu dai ochii cu ea. Păi eu evit în orice punct de vedere, Aline, că nu mă spirit. Și Olga ce mai bea de Crăciun? Bea lapte de la capră. Ce ai făcut? Te-ai întors? Da, că stai lu... Stai că tu telefonul jos, că l-a dat patroana jos, spre l-a dat ca să mă duc eu sus. Deci l-a dat ca să n-apari în filmări. N-ai vrut să apară în filmare la Alin? Mai rău faci. A, că ce-i tras de el? Același om filmează. Același om filmează, gata, cu patroana nu mai, nu mai ajută pe patroana. Același. Nu mai filmezi cu mata, vrei, gata. Nu mai supărat de video și nu-mi place. Ce faci, Mihai? Uitați ce masă avem aici, ultimul tip. E bună și asta, pe bune. E bună la nevoie. Chiar e. Asta e masă de masă, frate, că nu vezi ochii. Asta e faianța de aia antică și de demult. Da, și e grea. Păi e grea. Că am vrut eu să o mut. O dăm la fer vechi. La fer vechi, da. Da. Cristi Marin mi-a promis o pereche de căști. I-a dat-o lui taică-tu. Cât i-a promis? După ce mai văzut că i-a dat lui taică-tu? Păi da, și-mi dai și mie una. Păi stai să mă uit.
Eu, trebuie să ai. Mă uit. Lasă-o în acela. Merg cu tine cu mașina după aia, te aștept jos, urci și cauți. Bine, mă, bine. Ok. Hai. Dar noi. Ți-ai zis că mine plătești. Cât îmi dai pe pereche de căști? 30 de lei. Eu dau gratis dacă o găsesc. Bine. Nu vreau bani, da? Hai să te văd, că n-am și eu căști de iPhone. Eu mi-am lăsat căștile la manet. Uite unde mă duc. Da. Ce părere e că mi-am lăsat căștile la manet? Nu cred că era. AirPods-urile alea. Da? Da, în 10 milioane. Păi și nu mai am căști. Păi de ce nu mi-ai zis, mă? Și acum vreau de alea cu fir. Păi mai bine cu fir. Și cum au unii alea? Hai că tu ai zis că mamă e beton acum. Păi da. Diferență de originale ale tale, nu? Da. Bine. Eu niciodată nu le-am folosit. Am avut nu știu câte telefoane iPhone și nu le-am folosit. Dar le-am luat. Bine. Sau prieten, dacă aveți cumva vreo pereche de căști și n-aveți ce face cu ea. Ajutați-l pe Ali. Sunt aici. La moa. Căști de iPhone vreau. Și la fel, că tot și că iPhone, da. Și la moa, la Jonepa Ionuț. Jonepa de chiar? Da, vezi că te cu parul ăla în cap lui Ion. Parul direct. Jap. Jap, jap. Hai să te filmezi, Aline, să spui tu ceva, două vorbe la prietenii tăi. Ce să mai spun? Uite, pune-o aici așa. Așa. Ia mușul mai de la jumătate să nu mă vadă. Nu se vede burtă, dar tu n-ai burtă. Că sunt super slim. Aline, tu ai slăbit. Să pară că sunt super slim. Tu ai slăbit, pe cuvânt. Stai așa, deci nu se vede, da? Nu, nu, nu. Cum vă, slab, nu? Foarte slab, da. Adică, na. Da, măi, prieteni, și suntem aici, așa, la spital. Ne-am strâns cu toții. Cu toții, ca șatra, oricum, noi. A venit vara. Da, a venit vara, pe bune a fost foarte cald. Ce-am zis că-i vara? Tata e mai bine. Mâine le externează. Și să vedem ce facem. Eu mai făcut și bine, au avut și amețele, dar cred că și de la tratamentul puternic ăsta se elimine apa, știi? Și probleme la un picior. Și probleme la picior, au avut niște dale. Crampe, eu zic eu, nu crampe, cârcei. Da, cârcei. Dacă nu eram eu azi dimineață... Da, a eliminat și zi. Deci acum are 100 kg fix. A, mai a dat 2 kg sau 1 kg? A dat 9 kg, 10 în 2 zile. E bine. Da, da, să... dar și brusc, de asta a făcut și calea la mușchi. Pe cred. De-l dor picioarele. Ieri, când s-a întors așa dintr-o dată, era să cadă, l-am ținut eu. Îl ia și amețeala, că dacă... Așa, stai pe cap, da, apa repede, imediat. Stai seama, stai seama. E și cronic și... Îl îmbolnăvești așa, băi, bravo, tu derutezi mai mult. Având în vedere că el opera la cap, tu nu ești conștientă pentru a desfășura o activitate ca un, ca un bolnav cronic? Oman. Ce înseamnă oman? O persoană umană, nu oman. Oman. Auzi, patroana vrea să te interneze la cercuri, auzi, că ai probleme la cutia craniană. Du-te tu la cercul în locul meu. Păi patronul trebuie să-l internăm de apendicită. Du-te acasă la bucătar. Da, bucătarul să-l ia să-l ducă, să-l opereze. Aia e mai bună ca toate, decât în pat, mai bine sub pat. Măi, Ion, o să ajung operat de apendicită, frate. Hai să te operăm aici. Auzi, intru eu cu Cristi în sală și te operăm. Fii atent, acum toți doctorii au... Ascultă-mă, toți doctorii au plecat. Intră și noi într-o sală de operație, da, bam, și te operăm. Da, mă, tu crezi că găsești... Fără să știe nimeni. Că ai vers pe pereți, găsești aia. Găsești... Dai seama, găsești coarveci. Lumea, patroană, cum să-l operăm noi pe Ion? Îl duc acasă la bucătar. Să-l opereze bucătarul cu nașul Marian. Da. E frică de operație, nu vine să crezi. Auzi, nașul Marian să te opereze la Severin, la spitalul județean. Acolo e altceva. Să te ducă. Dar am fugit. Nu, păi vezi, tu de cine ai dat? I-a dat Marian. Nici măcar o pereche ciorap nu mi-ai dat. Da, Cristi Marința, când am ieșit din penitenciar. Da, Cristi Marința, da? Corect, ia uite-l, ia uite-l. Da, Mihaela ți-a dat? Da, ia uite-o. Vezi? Alin? Nu prea. Da, lasă-mă, Alinia nu. Uite, vă cum vedeau în fiecare zi, țigări, cafele. Eu ți-am dat ceas, m-am ținut de cadou. Nu uite, Mihai a dat ceas. Nu uita să vă abonați la... 2 milioane pe el, că dau la patru. Zii contul tău să se aboneze la tine. Ăla e 1500 de euro. Zii contul tău să se aboneze la tine. Dragi prieteni, abonați-vă la Ionuț Dilea. Mă, cum te cheamă? Ionuț. Mă, stai cum? Ion Dileau de la Strehaia. Ion Dileau de la Strehaia, da. Așa. Ion Dileau încasează bani, prieteni, să-l ajuta și pe el să-și ia și el haine, să-și ia toate astea ce-i trebuie. Să-și cumpere și el telefoane, să facă, să devină un vlogger de succes. Stai cu și el un serviciu, eu mă bucur că Ion și-a făcut canalul. Adică nu vă cerem să-i dați bani, doar să vă uitați la clipurile lui. Să face filmare pentru canalul tău. Da. Cumpără și el ce-i trebuie necesar, are și el bănuții. M-am asociat cu John. Da? La canalul lui, nu știai? Am înțeles, ați un contract. Da, ia vino, că aveai un contract cu patrona de asta iarnă. Nu am avut, a fost fictiv. Mă, contractul l-a semnat. Nu e mai niciun semnat. Păi l-are în geantă.
Nu are nimica. Ba da, mai ai contractul cu Quincy. Înseamnă că e fals. Nu mai are. Nu mai are. Acesta 8 nu mai am. Ia, uite, ia să-ți portofelul. Portofelul cu bani. Asta nu poate, are bani. Nu, dă-l înapoi. Ce e cu că nu mai cartele de alea de la farmacie, ale bre? Păi de ce ai plecat de sus? Bă, Cristi. Păi nu i-ai spus tu să vină înapoi? Cu bindeți eu dă-te beșoare. Stai că nu stă bine. Păi a zis stai că mă stai cu el. Nu, a zis să plec, să vin după aia. Hai, de filmare. Salutare, la prieteni, bine ați intrat pe canalul Manivelă, cum e canalul tău? Doni Manivelă. Ion Bireaua? Da, măi, prieteni, și nebunie cu șatra la spital aici. Stăm și noi pe aici, că na, ce să facem altceva? Stăm, așteptăm, mai mergem pe la tata, mai coborâm și tot așa. Să vedem ce mai ducem de mâncare. Dar este oricum mult mai bine acum, s-au desuflat și picioarele. Mai sunt puțin pentru că vă dați seama că nu poate să dispară așa instantaneu. Doar că a eliminat foarte multă apă. O să vedem. Mâine credem că le externează, să vedem ce spune domnul doctor mâine dimineață. Și suntem la spital aici. Pe poziție. Patron, ai primit mesaj. Hai. Mesaj. Ia. Acum pot fi contactat pe mobil de la Ursu. L-ai sunat tu? Aha, că n-a răspuns, cred că n-avea semnal. Acum merge să-l suni, îl suni? Da, sună-l. Eu trebuie. Ia. Da, măi, prieteni, și cam atât de aici, de la spital. O să revenim mai târziu cu mai multe detalii. Salută, prietenii mei. Vă salut, prieteni, și intrați pe Cristi Marine America și pe Ion Dileaua. Vă salut, dragi prieteni. Aline, te pup dulce. Ești competent? David, David, lasă alea. Salută prietenii aici. Eu fac muncă aici, lasă. Salută prietenii, lasă munca, salută. Salut, prieteni. Mihai la filmează pe acolo. Uite, filmăm pentru Ion acum. Bravo, Ion. Salutare prietenii lui Ion, salutare. Îl filmez eu și... Așa că, prieteni, vă pupăm, vă mulțumim, vă dorim o zi minunată și ne vedem mai târziu cu mai multe noutăți. V-am pupat.